Conflictul de la Colegiul Băimărean Cedenenițescu este departe de a se fi încheiat. De mai multe zile, unitatea de învățământ este sub un fel de stare de asediu după ce între liceeni și o parte a elevilor de la școala Petre Dulfu Baia Mare, care au fost relocați la această unitate de învățământ în urma unei decizii a primăriei Baia Mare și a inspectoratului școlar, au apărut divergențe. Și acestea sunt datorate comportamentului copiilor de la Petre Dulfu, care nu mai este tolerat de învățăcei mai mari. Așa cum v-am mai relatat într-o știre anterioară, atât liceenii cât și cadrele lor didactice se plâng de faptul că cei mici în jură scuipă, le cer bani elevilor de liceu și sar la gâtul acestora. Mai mult s-a ajuns în situația în care orele se țin, dacă se țin, cu ușa închisă cu iala. Deși trebuie spus că în aceste zile liceenii au cam refuzat să intre la ore, tocmai pentru că atât conducerea colegiului, cât și a primăriei Baia Mare și a inspectoratului școlar județean au refuzat până acum să-i asculte și să găsească soluții. Dimineața, reprezentanții ISJ au venit la unitatea de învățământ, dar discuțiile care s-au desfășurat de-a lungul a câteva zeci de minute s-au încheiat fără rezultat. Înțelegere și amânare. Într-adevăr, este o situație care a fost creată de către primărie. Era vorba că vine domnul primar să stea de vorbă cu noi, pentru că la întâlnirea cu directorii au propus o aranjare, o rearanjare, ce știu eu, și urma să se întâlnească mâine, ieri cu noi, și cu atât am rămas. Azi dimineață edilul nu a venit la colegiul la discuții. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea consilierului primarului pe probleme de învățământ, Ioan Mureșan, dar acesta nu a răspuns la telefon. Pe de altă parte, reprezentanții inspectoratului școlar au emis un punct de vedere în urma întâlnirii din această dimineață. Aceștia spun, cităm, că au fost identificate soluții pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și au fost analizate soluții pe termen mediu și lung. Am încheiat citatul. Ba mai mult, conducerea inspectoratului școlar s-a angajat să solicite sprijinul instituțional al prefecturii județului și primăriei Baia Mare pentru implementarea soluțiilor. Dacă dumneavoastră ați înțeles ceva, așa am înțeles și noi din răspunsul ISJ. Mai trebuie spus că pe lângă problemele legate de comportamentul elevilor sunt și unele de ordin organizatoric, în sensul că spațiile pentru cursuri nu sunt suficiente pentru elevii de la ambele instituții. Liceenii sunt nevoiți uneori să facă ore și pe culoare. De asemenea, grupurile sanitare sunt puține pentru câți utilizatori sunt. Totodată, jandarmii și polițiștii își fac prezența mai des în zonă pentru siguranța elevilor. Rămâne de văzut dacă se va încheia conflictul și dacă seria cererilor de transfer, înaintate de părinții de la Nenițescu spre alte unități de învățământ, se va întrerupe sau nu.